Bun, deci ce faci atunci când exportul din Civil 3D în obiecte CAD este foarte, foarte greoi? Adică, practic, durează foarte mult. Deci, eu am un proiect în care am peste 240 de planșe, secțiuni și dacă vreau să export acest fișier, da? Pentru că el, în momentul de față, este în format civil, da? Sunt section view, corridor section, da? Adică sunt entități civil 3D. Eu, ca să le export, trebuie să folosesc comanda export civil 3D drawing. Dar ce am observat eu, dacă este un fișier foarte, foarte mare, durează foarte mult să îl exporti. Practic, poate să dureze câteva ore sau poate chiar nici să nu se exporte, chiar dacă ai un calculator performant. Și în cazul ăsta, de la Autodesk, există aplicația Autodesk Civil 3D 2022 Object Enable. Da? Deci, descarci aplicația respectivă, o instalezi, da? După care, aici, în... Deci, vedeți comanda Export Civil 3D Drawing. Dar există și comanda Export AutoCAD. Asta după ce instalezi extensia asta, aplicația asta. Folosești comanda respectivă, Export AutoCAD, da? Și practic salvezi unde vrei DVG-ul respectiv și ca și rezultat primești un DVG totul explodat, obiecte CAD, text, polilinii, linii, cu tot cu leiere, pardon, cu layout-uri, da? Doar că există un mic dezavantaj. Deci dacă noi acum ne ducem peste aceste obiecte, sunt linii, da? Linii și text. Și nu există niciun bloc. Doar că există un dezavantaj. Același lucru face și cu referințele externe. Le transformă în blocuri. Da? Deci acesta este bloc reference. Deci nu mai este o referință externă. În cazul meu, cum folosesc eu cartușul și alte obiecte pentru referințe externe. Deci eu, practic, în cartuș, ca și referință externă, dacă fac modificări, nu se vor vedea aici. Dar există și varianta și soluție pentru varianta, pentru problema respectivă. Și se numește comanda XRef Replace sau ceva de genul. Block to XRef, da? Adică schimbăm blocul în referință externă. Selectăm blocul pe care vrem să-l modificăm și selectăm cartușul pe care vrem să lucrăm. Și aici întreabă, vrem să purjăm blocul. Zicem da. Yes. Pentru că practic nu poate să fie e bloc și unul și altul, da? Deci nu poate să fie cu același nume, mă gândesc eu. Și în momentul de față, blocul nostru nu mai este bloc, da? Dar este referință externă. Apare și aici, la cartuș. Da? Și în felul ăsta, deci metoda asta de export durează câteva minute față de opțiunea asta de export. Deci asta poate să dureze câteva ore, poate să dureze și o zi, două, dacă fișierul este foarte, foarte mare. Deci durează foarte greu, mai ales la transversale, la secțiuni. La plan, la lung, merge destul de rapid, dar la transversale foarte, foarte greu.